De la negustorul ambulant sau drumeț la negustorul așezat, de la omul de afaceri la banchier, de la un secol la altul, lumea comerțului a trebuit să-și pună la punct sisteme de referință pentru valori și de plată pentru tranzacții și obligații. Odată cu renașterea României moderne, în anul 1867 a fost creat primul nostru sistem monetar, bazat pe bimetalism, unitatea monetară devenind leul, care avea 100 de diviziuni numite bani. A fost una dintre primele măsuri luate de domnitorul Carol I, din 1881 regele Carol I, cu toată opoziția imperiilor otoman și habsburgic. Primele emisiuni monetare românești erau din bronz și aveau valoarea nominală de 1, 2, 5 și 10 bani. În anul 1868 se bat primele 200 de monede de aur de 20 de lei, polul, având pe avers efigia domnitorului Carol I. Datorită protestelor Turciei și Austro-Ungariei, aceste emisiuni nu au circulat. Moneda de aur Carol I, 1868, este o raritate, astăzi depășind cota de 100.000 de euro. În anul 1870 se înființează monetăria statului și se bat primele monede de argint cu valoarea nominală de un leu. Din anul 1890 se trece la monometalism. Urmarea acestei măsuri, în acord cu tendințele mondiale, leul are convertibilitate în aur. Monedele de argint deveneau monede divizionare, fiind primite la plată pentru suma maximă de 50 lei. Până la crearea sistemului monetar românesc, circulația monetară a fost eterogenă. În principatele române, existând peste 70 de monede europene, ceea ce a frânat dezvoltarea economică. Lipsa monedei naționale și dobânda particulară practicată, care uneori atingea pragul de 100%, a orientat capitalurile bănești interne spre comerț și cămătărie, în dauna producției, și a favorizat dezvoltarea zărăfiei, de cele mai multe ori speculative, precursoarea casei de schimb valutar. Înființarea unei bănci naționale, problemă pusă în perioada regulamentelor organice 1831-1832, a devenit posibilă după cucerirea independenței de stat a României 1878. La 17 aprilie 1880, Parlamentul României a adoptat în unanimitate proiectul pentru înființarea unei bănci de scont și circulațiune, consacrând înființarea Băncii Naționale a României. Era o bancă mixtă cu un capital social de 30 milioane lei, dintre care 20 milioane subscriși de investitori particulari și 10 milioane lei de stat. Conform legii, Banca Națională cumula două funcții: bancă unică de emisiune și bancă comercială centrală. Până la înființarea Băncii Naționale, rolul băncii de emisiune l-a avut Casa de Depuneri și Consemnațiuni, legiferată de Alexandru Ioan Cuza în anul 1864, prima instituție de credit public din România. Emiterea biletelor ipotecare cu valori nominale de 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei și 500 lei pentru susținerea financiară a războiului de independență a introdus în țara noastră noțiunea de hârtie monedă, emisă și garantată de stat cu averea sa. Pe 19 ianuarie 1881, Banca Națională a României emite prima bancnotă românească, valoarea nominală de 20 lei, folosind clișee și hârtie cu filigran elaborate de Banca Franței. Înființarea Băncii Naționale a impulsionat constituirea sistemului de credit românesc, împărțit în trei categorii: bănci înființate cu capital străin și din inițiativă străină, bănci din inițiativă românească și cu capital românesc, bănci din inițiativă românească cu capital străin majoritar, dar și românesc. Mai mult ca oricând, se pune problema reglementării legislative unitare a plăților fără numerar, care folosesc titlurile de credit ca instrumente de plată, cambia, bilet la ordin și cecul. În anul 1919 era înființată Casa de Compensațiuni, o asociație de bănci și bancheri, care a stat la baza organizării decontării între bănci pe sold.
Existența unui însemnat număr de negustori, comercianți, proprietari pe piața Slatinei sfârșitului de secol XIX a dus la acumularea unei importante cantități de capital. De altfel, funcția comercială a Slatinei este probată prin însuși documentul de atestare, în fapt un privilegiu comercial, emis de Vladislav I Vlaicu la 20 ianuarie 1368, prin care scutește negustorii brașoveni de plata vămii de la Slatina. Marile căi de comunicație care legau capitala țării cu principalele orașe din Oltenia, șoseaua Turnu Severin-București ce traversa podul de peste Olt, calea ferată București-Craiova-Vârciorova, linia telefonică Slatina-Craiova pusă în funcțiune imediat după anul 1880, au dat zonei o nouă dimensiune comercială și industrială, reflectată în înmulțirea instituțiilor bancare. La sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului 20, în Slatina ființau Banca Oltul, care mai târziu a fuzionat cu Banca Franco-Română, Societatea pe acțiuni Dumitriu et Companii, Banca Negustorească, Banca Agrară, Banca Națională a României sucursala Slatina, Banca Slatina, Banca Comerțului, Banca Sindicatului Agricol, Banca Descont, Casa de Credit a Agricultorilor, Banca Federală. Vom continua în emisiunea noastră de mâine seară să reconstituim tabloul băncilor slătinene la cumpăna secolelor 19 și 20.